Chiar și în contextul în care circulă virusul gripal, instituțiile de învățământ își desfășoară activitatea educațională în condiții normale, dar în conformitate cu niște norme cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii gripei. După perioada pandemică în care toți cetățenii au fost nevoiți să se supună unor reguli stricte pentru a nu contacta și nu a da mai departe virusul SARS-CoV-2, România este încercată de o nouă provocare, aceea de a face față virusului gripal care se răspândește tot mai rapid și afectează tot mai mulți cetățeni. Ministerul Educației a recomandat inspectorilor școlari să sprijine unitățile de învățământ pentru a continua procesul educațional în condiții normale și să pună accent pe prevenție. În contextul în care România este lovită de un val puternic de viroze, inspectorul școlar general ISJ Mehedinți Alin Tomoescu a luat măsuri prompte și le-a transmis unităților de învățământ. Măsuri binevenite. Nu sunt măsuri drastice ca în perioada de epidemie de SARS-CoV-2, dar sunt măsuri necesare. Se face un triaj în unitățile de învățământ unde există personal calificat, asistente, se face de către asistente, unde nu există, în special în mediul rural, învățătorii, profesorii văd exact care este situația. În Mehedinți nu avem probleme deosebite. Nu avem o anumită școală sau o anumită clasă care să aibă în proporție de 50-60% copii răciți. Dar, într-adevăr, mai sunt cazuri, dar nu ca o epidemie. Datorită acestor măsuri preventive, cazurile de gripă din unitățile de învățământ nu sunt foarte multe, elevii și profesorii putând să își desfășoare activitățile în condiții normale. Purtătorul de cuvânt al DSP Mehedinți declară că în toate unitățile de învățământ se realizează un triaj înaintea începerii orelor de curs și se recomandă purtarea măștii de protecție atât de profesori cât și de elevii cu simptome de gripă. Măsuri sunt ca și cele de anul trecut din cadrul pandemiei de COVID, realizarea triajului zilnic de către medicul școlar, asistentul școlar sau profesorul de la clasă, informarea părinților în cazul în care apare simptomatologia la elev în timpul orelor de curs, asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și a suprafețelor, aerisirea claselor periodic în fiecare pauză, respectarea etichetei tusei și strănutului și utilizarea batistei de unică folosință după utilizarea acesteia, aruncarea la coș și, nu în ultimul rând, recomandarea purtării măștii de protecție în cazul în care elevii prezintă simptomatologie de viroză. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a precizat că România se află în prezent în stare de alertă epidemiologică, dar nu va fi declarată epidemie, întrucât ar presupune revenirea la anumite restricții, cum au fost cele din perioada pandemiei cu noul coronavirus.